L-am adus pe Nacho, pe băiatul ăsta minunat. Cine este? Nacho. Care el are o poză cu Eminescu acolo jos. Și care, dacă se poate, dar nu cu Elena Gheorghe. Adică să fie un moment așa puțin, dacă se poate, mulțumesc. Am apăsat aici, la maximum, să cadă. Ia. Era una vez, como en los cuentos. Érase una vez, niña de imperiales ancestros. Da? Luceafărul în spaniol. Niñas del imperialo, și mândră în toate cele, ia. Hija unica. Și era una la părinți și mândră în toate cele. Cum e fecioara? Între sfinți și luna între stele. Mai bine zice în spaniolă, că asta o știm în românești. Păi da, ia. Desde las celestiales sombras, sus pasos se din umbra falicilor lor, de las celestiales. Ia, Luceafărul așta. El lucero, la espera. Ah? Miraba el mar en el ocaso, cómo se enciende y luce, cómo por movedizos pasos barcos negros conduce. Da, de Oprișan a ajuns la un alt statut, la Neața. Nu mai recite el, nu are oamenii lui. El a pus toate. Are oamenii lui care a plătit un băiat, a venit Nacho și lecturează. Bă, acum a lăsat bășcălia la o parte. Știți că mai există un Eminescu astăzi? Nu știu. Deci o luăm așa. Nea Mihăiță era, au fost 11 frați. Din ăștia 11 frați, unul singur, Mateiu, a lăsat descendenți direcți din 11, că unii au mai și murit, unul bun. Ăla Nea Mateiu a avut un copil pe nume Gheorghe Eminescu, de care ați mai auzit, de-i mai dădea case domnul Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, că nu avea bani săracu, așa, a fost general în armata română. Dumnealui, un strănepot de-a dumnealui, trăiește astăzi în Franța și se numește Ion Teodor Eminescu Iacobescu, pentru că de ce? Pentru că este un fel de rudă, o cimotie și cu Emei Iacobescu, cu actrița româncă. Aha. Deci omul acum care trăiește este descendent, mă rog, este la, singurul, da, care... la patra mână, a patra, a cincea mână, a patra mână. Că e așa. Așa, dar este cu Eminescu sânge direct. Adică nu că prin alianță, prin... De la fratele lui Eminescu. Și spune Eminovic sau Eminescu? Eminescu. Eminescu îi spune. Care știți că Eminescu a murit săracul, chiar dacă azi cu ziua lui, pe strada Plantelor, aici, în, aproape de izvorul, la Pârâul Rece, acolo, la izvorul Rece, i-a dat la în cap cu piatra. Că el, na, era cum era săracul, și a vrut să recite, cânta de fapt Aida. Și ăla era un tenor, că era într-un sanatoriu sărac, și ăla i-a spus tenor, bă, vezi că nu cânti bine. Și el tot cânta, i-a luat o piatră, i-a dat cu ea în cap, o cărămidă. Și săracul s-a stins după 3 zile. Nu e cum spun alții. Am încercat să mă duc acolo, am dat să am le povesteam colegilor de la redacție, că am zis, bă, într-o zi, hai să mergem și noi să vedem unde a murit Eminescu. Nu, acum e închis. Da, și ne-a fugărit o doamnă cu un câine. Da. Și am zis, stai liniștiți, hai, noroc. Asta, domnule, nu este absolut nimic. E o plăcuță, e o plăcuță unde este sanatoriu Caritatea. Ospiciu Caritatea. Caritatea, casa doctorului Șuțu. Așa și atât și un câine. Și hai, noroc. Sănătate și la mulți ani. Le dă la Bachia Eminescu și ce o să scrie acum? Cu piatra și cu Aida. Da, după cum se știe, în Viena există casa Mozart pe 4 etaje, făcută fără să fie nici un obiect care i-a aparținut lui Mozart. Da, nimic. Așa e și în Salzburg. În Salzburg sunt două. Da. Casa în care a stat, casa în care s-a născut. Da. Și în afară de un pătuț care nu cred că era, era lui. Lor, da. Da. Asta este. Și te costă 9 euro să intri. Asta spun sigur că e 4 euro jumate berea și atunci am mulțumit. Hai să trecem și pe lucruri așa puțin mai vesele. Vreau să vă arăt ceva. E 3 minute, dar sărim. Băi, au inventat ăștia primul bungee jumping wireless. Adică, da, pe înțelesul nostru, sar, dar fără coardă. Și am zis, băierele, nu se poate așa ceva. Deci dacă ești fier pe bagi geamic, că e tehnologia asta, cum? S-a gândit băiatul ăsta, a zis așa, bă, magneții ăia s-atrag? Da. Ia uite, da. Dar dacă îi întorci invers, ei se resping. Da. Pui un magnet jos, faci un câmp electromagnetic și pe băiatul ăla îl îmbraci, ăla de sare, că trebuie să iei, uite, hop, și uite așa să bălângă în continuu. Ați văzut, da? Au făcut jos un câmp electromagnetic, nu e bășcălie, nu e nimic. Da. Și pe băiatul ăla, uite, și-au făcut probe. Bă, uite, dacă aruncăm mingea asta așa, ia fii atent. Opa, aia rămâne în aer. Bun. Și a zis, pă, băiatul ăla de urmează să sară, uite, a explicat ăsta, așa pe hârtie pare... Îl îmbrăcăm în metal. Îl îmbrăcăm în invers. Da? Decât da, polaritatea magnet. Ăsta e băiatul, ăla se antrenează, eu zic, bă, săracul se antrenează pentru ultima oară, că n-are, mă, cum să scape. Cum să sară, uite, ăsta e. Hai, noroc, e și sexos, așa, uite, hai, eu sunt băiatul care... Așa, cu tare, Damien. Hai să mergem mai departe ca să nu pierdem.
Îl, gata, gata, am numărat, am cu tare. Damien e un pic târși așa, că n-a să uită. De... Asta, zice... este, da. Asta este un, un termen din fizică cuantică, târșă. Da, târșă. A se calculat târșa. Târșa, Damien să uită se bă, totul sunt 51 de metri de acolo, adică mă ia cu șpaclu de jos, cum făraș cu bătură dacă nu se nimerești. Aș bagă rugăciunea, fiecare la ce se roagă. Testamentul, depinde. Sănătate, și, ok, Damien. Five și ăla numără, ia uite, four. Dar ce, i-au făcut costumul, nu? Da, sau? Costumul este... A, magnetizat și el. One, ochișorii în, nu prea... I-au pus și cască foarte bine. Și-a sărit tată copilul. În caz că se întâmplă ceva, să aibă cască. 51 de metri fie. Și se duce, se duce și opa, l-a aruncat înapoi magnetele. Este băi, am reușit-o tot. Uite băiatul. Ia uite. Băi, prietene. Da? Păi da, dar el cum știe că se va duce tot acolo? Ia uite. Băi, eu nu prea cred. Nici eu nu cred că nu știu cum îl dai jos. Asta m-am gândit și eu, zic, băi, cum s-a stinge la magneții și hop, dă magneții mai încet. Dă magneții mai încet și să. Dar deci, rămâne la nivel de credem că. Da, pe baraj la Vidraru, dacă vreți, că acolo sunt aia care mai sar cu bani da. De duceți-vă, eu, dacă sunt între voi oameni, să ducă la baraj la Vidraru, să-i zic ăla, ne poate scoate coarda asta, tată, că eu vreau să săr doar așa. Eu am văzut niște... Am văzut niște englezi care încercau să meargă pe tavan ca supereroi folosind tot așa inducția asta magnetică și n-au prea reușit, adică mă rog. Deci rămâne la nivelul de se poate să. La nivelul, da. Știi că anul trecut ne puneam să încercăm tot felul de chestii văzute pe net. Uite, pe asta. Asta zic să nu încercăm. Da, să o sărim de la un metru, doi dacă e. Nu, că mie că se duce auric al meu și mi-a niște magnezi de aia chinezești din complexul Europa. Și ăia te atrag! Și îmi schimbă polaritatea, timp ce eu sunt în cădere. Aș ca Tom și Jerry, ca coyotul. Să revenim la ale noastre. Ultima, ultima pe care vreau să... Un tată minunat, iată-l, mâncarea și nasul lui, unde era el când eram și noi așa mici. Ți arată modalitățile prin care dai mâncare la copilaș, da, fără niciun fel de probleme, tu fiind tătic. Da. Și el explică, ai modalitatea avionul, astea le mai știm, dar are și unele noi. Uite, deci acolo este copilașul, castroneașul de mâncare și mămica e la serviciu. Ia-ți băi, dă-i de mâncare. Da. Și băiatul zice așa, ia, băi, voi prezenta acum cum să îndopați un bebeluș. Asta e aia normală. A mâncat, ok. Acum vine avionul. Hop, a mâncat. Asta docil copilul. Hop, poți să-l păcălești și cu pâinica. Uite, vrei niște pâinică? Da, aș vrea. Hop. Îi bagi direct, ia uite. Hop. Ia, vrei o bombonică? Da, hop. Lasă bombonica aia de aici. Hop, că ai deschis gurița. Aia era metoda mea. Da, atacul prin... Ia. Cu răbdare. Nu vrea să mănânce acum, poate vrea mai încolo. Nu-i problemă. El tot vrea. Da? Ia uite, metoda. Hop, o scăpe jos, ia lasă. Ia. Uite, vezi? E bună. Uite. A? A mâncat și tati. Vrei și tu acum? Hai, ia și. Uite, heads free-ul. Ia mănâncă mă tu. Deci, cu toate astea, nu merg, îi pui castronașul în față. Da. Și... Ei n-au coordonare. Azi, cu toate astea, nu merg cu elicopterul, cu avionul, cu care... Ia mă, mănâncă tu. Da. Eu eram cu cheile. Aveam multe chei, așa. Numai cu aia mergea. Serios, două ore făceam chestia asta și când termina de mâncat, deja era porția pentru... era vremea pentru porția doar. Făceam din cheia așa până... Vai de cap. Dar nu era ideea. Are câteva noi astea. Da, dar l-am mâncat. Da? Să asta vezi? Cu speriatul și cu bombonica. E bună. Vrei bombonica? Da, hop, aia, la deschidura, da, tac! Numai așa făceam. Da. Băgam lingurița printre chei. Hop! Noroc că nu se uitau norvegienii la tine. Dacă se uita protecția copilului de Norvegia, sănătate. Da. Mulțumim, Catalina. Să mă duc și eu să mă recoresc un pic, că nu mai pot. Hai să... Mă găsesc.